Avem interviul acestui matinal total, un interviu interesant, o temă interesantă. Împreună cu noi îl avem pe Liviu Neagoe, prezbiter la Biserica Baptistă Stânca din Timișoara. Spunem bine ați revenit la noi în studio. Ne bucurăm să fiți alături de noi. Și eu sunt bucuros. O temă interesantă, dar până atunci, cum mai, sau câți mai beau din apa vieții, să spunem așa? Oricine bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar este o apă pe care o dă Iisus Hristos. Dacă apuci să bei din apa aceea, în veac nu-ți va mai fi sete. Ba mai mult, apa aceea se transformă în inima ta în izvoare care țâșnesc în viața veșnică și mult se adapă din ea. Ce frumoasă trecere ați făcut, așa ne-ați dus cu gândul la veșnicie, un gând frumos până la urmă și pentru ce și trăim. Avem o temă interesantă, tema este bărbatul ca lider, tată sau rege. În viața de zi cu zi în societate vedem, fiecare dintre noi suntem dispuși sau suntem predispuși la cădea într-un fel de mândrie atunci când vine vorba de poziții. De șefie. De șefie. Mândrie când e vorba de șefie. Exact, de mândrie când e vorba de șefie. Ne plac titlurile, fie să fim șef, să fim consilier, să fim rege. Dacă am ajunge rege, ar fi ceva extraordinar. Dar de cele mai multe ori nu știm ce implică lucrurile acestea. Nu știm ce implică să fii un rege, să fii un tată, poate responsabilități. Aș vrea să o luăm de la început și să vorbim de aceste două titluri foarte importante, titlurile de tată și de rege. Dar în primul rând aș vrea să vă întreb cum ajungi un bărbat, pentru că aceasta este tema, bărbatul ca lider, tată sau rege. Cum facem să ajungem bărbați adevărați, autentici? Societatea noastră este într-o criză profundă și criza întotdeauna este datorată de unele lipsuri. Noi de cele mai multe ori dăm vina pe lipsa financiară sau pe lipsa oportunităților sau așa mai departe, dar adevărul și realitatea este că lipsurile de care suferă societatea noastră nu sunt nici banii și nici oportunitățile, ci liderii. Liderii sunt cei care nasc oportunități, au influență și îi fac pe alții să vină după ei în zone unde nu există nimic. Ori rolul bărbatului este în primul rând acela de a fi lider. Numai că problema cea mai mare este că noi nu înțelegem ce este bărbatul. De foarte multe ori când o femeie naște un băiat, spunem că a născut un bărbat. Adevărul este că femeia nu poate naște bărbați. Femeia naște copii, băieți, dar nu bărbați. De aceea, noi trebuie foarte, foarte atenți să cunoaștem învățătura Cuvântului lui Dumnezeu și ceea ce spune Biblia despre om, pentru că Biblia nu greșește ținta. Vedeți, am mai spus ilustrația aceasta la desene animate, se trage cu arcul, după care cineva se duce și vopsește ținta și aplaudă că o nimerit-o. Toate lucrurile care se întâmplă în lumea asta, în afara Bibliei, fac acest lucru. Ei pretind că au răspunsul, pretind că au lovit ținta, dar de fapt sunt pe lângă. O zugrăvesc în jurul săgeții. Biblia însă nu face lucrul ăsta. Biblia merge direct la țintă. Și când Biblia vorbește despre om, omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în om toate aspectele de care el are nevoie ca să fie lider și să conducă, pentru că o societate fără lideri este o societate ce merge în derivă. Și atunci criza din societate este datorată de faptul că nu avem bărbați. Bărbații sunt identificați ca fiind masculi sau fiind, eu știu, dacă porți pantalon și ai șliț, înseamnă că ești bărbat. Nu e adevărat. A fi bărbat nu înseamnă ceva de genul acesta. Mai mult, dacă ne întoarcem la Biblie, Biblia spune cum ne naștem noi. Când mama ne-a făcut și eu am fost doar un băiețel, Biblia spune în Proverbe 22:15, nebunia este lipită de inima copilului. Când citești versetul ăsta, te cutremuri. Deci, dacă omul nu se naște cu înțelepciune, pentru că înțelepciunea trebuie să o dobândești, el se naște cu un soi de nebunie. A spus că mama nu naște bărbați, ci doar copii. Eu cine vorbesc transformă? De copil. Acum, când copilul acesta se naște, vine cu nebunia lipită de inimă. În societate, când ajunge la 4 ani, el este trimis, să zicem, la grădiniță sau într-un grup cu alți copii, a căror inimă are aceeași problemă. Și peste grămada asta de copii care au nebunia lipită de inimă, se pune un tânăr, de multe ori fără experiență, sau o tânără.
Și atunci de unde să existe înțelepciune? Cine naște bărbatul? Femeia sau bărbatul? Cu adevărat, bărbatul este născut de bărbat. De aceea în Biblie, când se vorbește despre Avram sau oamenii mari, spune Avram a născut pe Isaac. Sigur că Sara a născut copilul Isaac, dar Avram a născut bărbatul Isaac. Avram a fost omul care a fost modelul lui Isaac. Avram s-a ocupat de Isaac, Avram a petrecut timp cu Isaac. Tații noștri n-au timp cu copiilor. Eu am avut experiența asta în viață. Soția mea și cu mine am dus o luptă enormă, pentru că toate lucrurile erau importante, numai să stai cu copilul nu era important. Și atunci, de unde avem criza aceasta? De ce familiile nu funcționează? De ce bărbatul nu are rolul lui? De ce nu există influență? M-aș mai uita la un verset în Biblie. În Proverbe, la capitolul 13, cu versetul 20, spune: cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Acum, când tu pui o tabără de copii cu nebunia legată de inimă, nebunia se amplifică, ei învață unii de la alții. Dar când iei un copil și îl pui în preajma unui om înțelept, înțelepciunea începe să se nască în inima lui. Dacă ne uităm în Biblie la David, David la un moment dat îl naște pe Solomon. Când Solomon s-a născut, Biblia spune: David a mângâiat pe nevastă sa Batșeba și a intrat la ea, s-a culcat cu ea, ea a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. Și au zis: ce face tatăl? El l-a încredințat în mâinile preotului Natan. Și Natan i-a pus numele Ididia, iubitul Domnului. Deci David, ca rege, naște un copil pe care nu-l trimite la grădiniță, nu-l trimite în preajma celorlalți copii, ci îl dă preotului. Cărui preot? Cărui proroc? Aceluia care a venit în viața lui, a avut cuvinte aspre pentru el, l-a mustrat când a păcătuit, l-a îndreptat când a trebuit să-l îndrepte. Și David nu fuge de omul ăsta, din contră, nu întoarce spatele, nu se ascunde de el. Din contră, când naște copilul, îl duce în brațele preotului. Și îi spune: ți-l încredințez ca să-l formeze. Acum toată lumea se miră de înțelepciunea lui Solomon, dar Solomon n-a fost crescut cu copiii, ci a fost cu oamenii mari. Mă gândesc aici la un alt exemplu, la Iosif, care era separat de frații lui, frații lui cu planuri... Mulțumesc pentru această aducere aminte, pentru că e foarte important să vedem. Iosif ajunge lider, conduce vreo 10 milioane de oameni în Egipt la vremea aceea, dar când ne uităm înapoi în viața lui, frații lui se jucau unii cu alții, mințeau, făceau prostii, făceau nebunii. Iosif se separă din nebunia aceasta a fraților lui și se lipește de taicăsul. Și ori de câte ori îl vedem, într-o ipostură, el ajunge cel mai iubit fiu al tatălui său, este tot timpul împrejurul tatălui său și înțelepciunea care o dobândește îl ajută ca să nu fie niciodată victimă, ci întotdeauna victorios, pentru că nimeni nu poate fi victimă și victorios în același timp. Deci lucrurile sunt foarte clare. Dacă ne uităm, de cele mai multe ori, copiii care au crescut în preajma oamenilor mari au ajuns lideri. Uitați-vă la Samuel. Ana îl naște pe Samuel, îl duce în templul de Domnului și deși Eli nu este în stare să se ocupe de copiii lui, pentru că copiii lui au făcut front comun, și în loc să se lipească de Eli să învețe, ajunge Samuel să stea lângă Eli și să-l cunoască pe Domnul. Foarte mulți îl critică pe Eli că n-a fost în stare de copiii lui. Problema este că niciunul din noi nu suntem în stare de copiii noștri dacă îi punem mai mulți împreună. Nebunia lor e mai mare decât înțelepciunea noastră. Și asta se întâmplă. Copiii noștri, când vin din grupurile de copii, ajung să se creadă mai înțelepți decât noi și nu mai primesc învățătura noastră. Ce știi tu, bătrâne? Ce știi tu, mamă? Ce știi tu, tată? Și ei se cred înțelepți, pentru că omul se naște cu nebunia lipită de inimă. Dar când ai un copil, de multe ori mergi în familie unde copilul nu are acces la mulți copii și te miri că copilul ăla e deosebit, este diferit de alți copii. Când copiii sunt în preajma oamenilor mari, ei primesc înțelepciune și văd lucrurile ca oamenii mari. Dar dacă copiii... Și atunci, de unde vine bărbatul? Bărbatul vine din nașterea pe care i-o dă femeia? Nu. De acolo vine copilul. Bărbatul vine din nașterea pe care i-o dă un bărbat.
Spuneați de lideri. Acum, care este legătura dintre temperamentul unei persoane și funcția respectivă de lider? Pentru că unii sunt colerici, să spunem, și sunt cumva înnăscuți să fie lideri. Alții sunt mai flegmatici, mai melancolici și nu le vine natural. Cel mai mult contează foarte mult cine te-a educat, pentru că atitudinea care derivă din ceea ce ai învățat îți determină altitudinea. Problema este alta. Noi avem în noi eul acesta, care întotdeauna, observați, poți să ai prieteni și să te înțelegi cu ei foarte bine, dar la un moment dat ei ajung prin circumstanțele vieții să fie înălțați la o poziție de șef, să zicem. În momentul când cineva ajunge șef, nu te mai poți înțelege cu el, zici că i s-a urcat la cap. De ce? Pentru că el nu înțelege rolul acela. În poziția de lider, sau să luăm în poziția de conducător, fie că ești conducător de corp, conducător de biserică, tată, lider al unei case, când ajungi în poziția aceasta, ai doar două atitudini pe care mărșăluiești, cea de rege sau cea de tată. Și am să explic un pic ce înseamnă lucrul ăsta. Când vorbim de rege, vorbim că regele are autoritate. El conduce, el este cel mai mare și el are grijă de lucrurile care se întâmplă în împărăția lui. Dar regele este în autoritate și tatăl este în autoritate. Tatăl are autoritate peste casa lui, peste copiii lui. Însă este o diferență între cei doi. De ce spun asta? Regele se ocupă de absolut tot ce are el și nu-l interesează de ce au ceilalți. Regele va ține evidența până la ultimul bănuț pe care l-are de încasat de la contribuabilii din împărăția lui și va ști să calculeze penalități, pentru că pe rege nu-l interesează ceilalți, îl interesează domeniile lui. Asta se întâmplă și când un om are atitudinea de rege și spune casa mea, mașina mea, nevasta mea, lucrurile mele, totul este al meu, eu sunt aici stăpânul, voi faceți ce vă spun eu sau afară. Și atunci, sigur că în foarte multe familii, copiii care cresc sub un astfel de ăsta încearcă să plece sau sunt împinși pentru ca nu cumva să ajungă ei să ia ceea ce stăpânește regele. Tatăl nu gândește așa. Tatăl este în autoritate, dar tatăl nu se gândește la lucrurile lui. Se gândește să crească ceilalți ca să poată să dea o moștenire. Tatăl, de exemplu, când nu mai este în autoritate, pentru că copilul a crescut, are influență. Ori influența pe care o are un tată față de copiii lui rămâne pentru tot restul vieții. Asta vreau să vă zic, că când regele nu mai este în autoritate, el nu mai este nimic. Și aș exemplifica lucrul ăsta simplu prin ce se întâmplă în lumea leilor, pentru că leii sunt un fel de rege al animalelor. Leul, când este tânăr, el are un harem, are leoaicele în jurul lui. Orice pui crește și vrea să-i fure una din nevestele lui, din leoaicele lui, este bătut de leul rege, de leul tată, și este dat la o parte din turmă și trebuie să-și formeze singur familia lui. Dar el nu știe ceva, leul acesta. El nu știe că leul tânăr va crește și se va întări. El va îmbătrâni și va slăbi. Și într-o zi, leul se întoarce înapoi la lupta pe care a pierdut-o când era tânăr cu cel bătrân. Și va lupta din nou și din nou în fiecare an, în vremea împerecherii, să smulgă o leoaică de acolo de unde el provine. Problema este că cu trecerea anilor, leul bătrân slăbește, leul tânăr se întărește. Și la un moment dat, leul tânăr îi ia tot haremul, îl bate bine și leul bătrân, care este rege și este în domeniul lui, ajunge să moară plin de răni, cu frustrări, singur, retras în pădure și fără nimeni lângă el care să-l mânghe sau să-i slujească. Și cam asta se întâmplă cu cei ce au atitudine de rege. Uitați-vă în viața noastră. Am văzut zilele trecute un bătrân pe stradă. Stătea într-o dimineață, într-o bancă, dintr-o stație de autobuz și se uita lung. Soția lui murise, copiii lui nu sunt cu el și când m-am uitat la el am spus, ăsta a fost un rege. A rămas singur, părăsit, nu este nimeni cu el, stă pe stradă, este rănit, este disperat, este singur, este părăsit, pentru că toată viața el a fost șeful și întotdeauna a apărat lucrurile lui.
dar niciodată n-a crescut pe cineva căruia să îi le dea și apoi să se bucure de celălalt și să crească și la bătrânețe, când nu mai are putere, să îi slujească ceilalți pentru că el încă are influență. Facem o scurtă pauză de o melodie și apoi revenim cu o întrebare. Care e nivelul maxim la care poate ajunge un bărbat? Maxim ar fi acel nivel de tată? Sau există ceva mai departe? Dar o scurtă pauză de o melodie și revenim. De când te simt în viața mea, de când te simt în inima mea, de când, Doamne, te cunosc, simt că viața mea nu trece fără rost. De când te simt în viața mea, de când te simt în inima mea, de când, Doamne, te cunosc, simt că viața mea nu trece fără rost. Doar umbrele ce trec și vin, și apa ce curge lin, doar soarele ce strălucește și inima mi-o încălzește, îmi spun că Iisus mă iubește. De când tu ochii mi-ai deschis și-n suflet pace mi-ai adus, abia de-acum încep să trăiesc, abia de-acum simt că te iubesc. Și viața mea și inima mea vreau să stea în prezența ta, și gândul meu și sufletul meu spre tine, Doamne, spre tine, Dumnezeu. Că Iisus mă iubește. Știu că Iisus mă păzește. Cu tine viața-mi pare o zi, doar cu tine, Domnul meu, voi trăi. Trăim într-o lume în care bărbații se simt amenințați trăind în această lume și trăind cu femeia modernă. Cam așa spunea un articol în presă. Bărbatul este descris ca un înfrânt în dorința lui de a-și depăși starea de a câștiga pâinea sau de a fi pe placul soției. Sunt multe părări cum trebuie să fie un bărbat și care este rolul lui. Dar astăzi vom privi la cel ce a creat familia și vom vedea cum a creat-o el. Vom vedea care este rolul bărbatului în familie, în societate, din perspectiva lui Dumnezeu. Cineva a zis, nu poziția te face lider, ci liderul dă viață poziției. Este foarte important ca bărbatul să-și înțeleagă rolul, să știe cine este el și ce trebuie să facă și ce se așteaptă de la el pentru ce l-a creat Dumnezeu. Ori dacă el nu-și cunoaște identitatea, va păți ca Adam. Adam, la un moment dat, când Dumnezeu l-a strigat, a trebuit să se ascundă. De ce? Pentru că i-a fost frică.
și bărbații lor le este frică de confruntare. Eu am văzut asta în viața mea, nu vorbesc despre alții. De multe ori soția vrea, ea simte, ea, chiar dacă nu știe, nu are multă școală, ea simte că ceva nu merge bine în viața bărbatului și atunci încearcă să-l tragă la răspundere. Când bărbatul simte lucrul ăsta, se ascunde, exact ca Adam în grădină. Și atunci, de aici încolo, omul își găsește, în loc să se ocupe de a face, să dea viață poziției lui, el se refugiază. Am văzut bărbați care s-au căsătorit, stau la internet până la 3 noapte, în loc să-și rezolve problemele vieții și să-și ia rolul în serios. Sau se duce la pescuit, sau se duce la fotbal cu prietenii. Sau... Dar, vedeți, se întâmplă exact ce se întâmplă în copilărie. În copilărie, tata încearcă să-ți dea înțelepciune. Prietenii îți cântă nebunia și ție-ți place mai mult să ți se eleveze nebunia decât să ți se taie crengile acelea neroditoare. Și atunci, sigur că te duci în grupul celor care te apreciază, nu vii în grupul celor care te judecă. Și asta se întâmplă și în familie, asta se întâmplă peste tot și bărbatul este în criza asta, este în confuzie. Am văzut și cred că și voi ați văzut filmul Gladiatorul și acolo personajul principal, denumit Spaniolul, acel capitan de oști romane, la un moment dat, după ce trece prin tragedia aceea că fiul regelui îl omoară pe tatăl ca să nu-i dea poziția celui mai bun oștean al lui și fiul regelui omoară pe soția lui Maximus și copilul lui, Maximus ajunge sclav și apoi ajunge gladiator. Dar la un moment dat regele își pune o întrebare și îl întreabă pe spaniolul: cine ești tu de fapt? Pentru că nimeni în arenă n-a rezistat cât ai rezistat tu. Cine ești tu de fapt? Și la un moment dat el relevează identitatea lui și când el spune numele, poziția, rolul și le enumeră pe toate, ca și un tsunami s-a făcut un val în toată arena, pentru că el câștiga luptă după luptă pentru că știa cine este el. Dacă nu știi cine ești tu, vei pierde război după război. Bărbatul trebuie să știe că el a fost creat de Dumnezeu ca să fie lider, ca să fie cap. Capul lui este Iisus Hristos. El este capul casei, capul femeii lui. Și el are un rol important. El trebuie să vină înainte lui Dumnezeu să ceară înțelepciune. Biblia spune că dacă cineva cere de la Dumnezeu înțelepciune, Dumnezeu o dă cu mână largă. Ori bărbatul trebuie să se smerească, trebuie să recunoască, trebuie să se apropie de Dumnezeu și să-i spună: ok, m-ai făcut cap, m-ai făcut lider, dar nu mă descurc, am teama că nu voi face ce trebuie să fac. Ajută-mă, Doamne! Și Dumnezeu, pentru că El s-a smerit, pentru că El cere înțelepciune, îi dă direcție ca să găsească oamenii sau cuvintele sau înțelepciunea de care are nevoie din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci omul acesta se redescoperă pe el, își găsește rolul, își găsește poziția, își cunoaște identitatea și apoi poate să dea viață poziției lui. Altfel, n-are cum. Eu vă pun o întrebare și o pun întregului oraș. Poate cineva să te conducă pe tine unde el n-a ajuns niciodată? E mai dificil lucrul acesta. Stau și mă gândesc la lecția aceasta, lecție bună atât pentru bărbați, cât și pentru copiii care vor vrea sau își doresc să ajungă bărbați, pentru că mi-aduc aminte de școală și în primele clase cam fiecare copil e întrebat ce e tata, ce e mama. Și cei mai mulți caută să fie, să le zică profesorilor poziția părintelui. N-am prea auzit copii care să zică: păi tatăl meu este un adevărat tată. Tatăl meu este inginer, tatăl meu este director, tatăl meu este patron. Și parcă de mic copilul e insuflat să ajungă mai mult într-o poziție decât în, sau un om de management care să conducă, decât un tată veritabil, un tată autentic. Este adevărat și vreau să vă zic că și dacă sunt oameni care au mare succes în afaceri, au fost chiar, avem cazuri în istorie care au avut imperii financiare, dar familiile lor au falimentat. Rolul de tată nu este unul pe care îl dobândești prin faptul că mergi și citești undeva. Trebuie cu orice preț să ai de la Dumnezeu înțelepciunea care te duce la succesul acesta. Ori înțelepciunea aceasta nu poți să o ai dacă nu o cauți, dacă nu tânjești, dacă nu spui întrebări. Când soția mea a născut pe primul nostru copil, m-am dus să caut ceva care să mă ajute, pentru că eram speriat.
și am găsit o carte care am redescoperit-o în biblioteca mea după 27 de ani, Un tată eficace, o carte extraordinară care pur și simplu de atunci m-a învățat anumite lucruri. Însă, vedeți, în viața asta ai de repurtat tot felul de lupte și unele le câștigi, unele le pierzi. Și lupta aceasta cu a oferi copilului tău ce tu n-ai avut te face de fapt să nu-i oferi nimic, pentru că te bagi în atâtea lucruri și de fapt pierzi esențialul, timpul acela pe care tu îl petreci. Am văzut odată filmul cu viața lui Avram și o scenă din filmul acesta m-a dat de tot peste cap, pentru că la un moment dat, după ce se naște Isaac, Avram era cu el în fiecare zi și îl învăța cum trebuie să sacrifice un miel, că astăzi vei sacrifica mielul pe care îl iubești tu cel mai mult și lui Dumnezeu nu poți să-i dai ceva care să nu te coste. Și la un moment dat vine o delegație de beduini și are treabă cu Avram și Avram pur și simplu spune: astăzi sunt cu fiul meu, nu mă interesează nici afaceri, nici nimic, pentru că este important să mă ocup de Isaac. Și în scena aceea am învățat unde am pierdut eu și unde pierdem noi toți. Suntem buni păstori, suntem buni lideri, conducem biserica, conducem firma, avem lucruri, avem succes și falimentăm acolo unde trebuie să naștem bărbatul. Pentru că noi credem că dacă ne-am făcut treaba de la început, pentru că eu am spus, mama este poarta de intrare în lumea aceasta, bărbatul este cheia care deschide poarta, vine copilul și bărbatul îl dă cuiva să se ocupe de el. Dar am văzut în Biblie, oamenii înțelepți n-au fost dați doicii, ci au fost dați preoților. Acum cred că este important ca și copiii să se bucure de copilăria lor, dar este important să ne și facem timp pentru ei, atât pentru copiii de parte masculină, cât și de cele de parte feminină. Din copilărie feminină. Este important ca el să știe ce rol îl așteaptă, ce se așteaptă de la el, în ce direcție trebuie să ajungă și când va fi mare, el trebuie să-și cunoască identitatea. Dacă el nu-și cunoaște identitatea, el este un copil. Păi, pot să fii, bărbații se maturizează foarte greu. Uneori se căsătoresc de vreme, dar ei devin bărbați după 10 ani după ce s-au căsătorit. Se spune că sunt mai în urmă cu 2 ani decât fetele. Până la un moment dat, după care am înțeles că se inversează, dar spre încheiere aș vrea să vă întreb, de fapt, ce e cel mai important pentru un bărbat să caute? Să fie tată sau să fie rege? Este foarte important ca el să fie tată, pentru că, haideți să vă spun ceva, un rege va vrea întotdeauna pe cei care se ridică lângă el să-i ducă mai departe ca să nu ia scaunul. Un tată, pe cel pe care îl crește ca să-i dea scaunul. Și este foarte important ca el să fie tată, pentru că un tată, de exemplu, nu ține socoteala câți bani i-a dat fiului lui. Și dacă într-o familie tatăl contabilizează fiecare leu care l-a dat copilului lui și de fiecare dată când copilul are o nevoie îi strigă, uite cât am cheltuit cu tine, el are atitudinea de rege. Copilul devine frustrat că îi scoate pe tapet tot ce-o cheltuit și se răcește față de tatălui. Dar dacă tatăl este tată, tatăl îl ajută, îi explică, dar niciodată nu-i scoate ochii, nu-i spune, uite-te ce am făcut cu tine, uite-te așa și pe dincolo. Și întotdeauna va avea răbdare cu el, îl va lua pe genunchii lui, îl va învăța lucrurile înțelepte, își va face timp pentru el și îi va spune, uite de ce mă ocup de tine, pentru că într-o zi tu trebuie să fii în locul meu. Și când bărbatul are atitudinea asta de tată, el, de fapt, are influență după aceea. Când regele pierde autoritatea, nu mai are nimic. Când tatăl pierde autoritatea, pentru că copilul a crescut și a ieșit de sub autoritatea tatălui, rămâne influența. Și cineva a spus, adevărata măsură a științei conducerii, de fapt, este influența. Dacă nu ai influență, nu poți să fii lider. Pentru că managerul ține direcția, liderul este în stare să dea o direcție nouă, un suflu nou. În toate companiile unde nu merg lucrurile, acolo lipsește un lider. Aș vrea să vă întreb înainte de rugăciune, pentru că foarte mulți credincioși îl numesc pe Dumnezeu regele regilor și împăratul împăraților. Dumneavoastră personal, cum îl vedeți pe Dumnezeu? Ca un tată sau ca un rege? Dumnezeu este singurul în universul acesta care are o calitate specială. De exemplu, aș vrea să dau printr-o ilustrație răspunsul ăsta. Noi
nu putem fi buni și drepți în același timp. Dacă eu vreau să fiu bun, nu mai pot fi drept. Dacă vreau să fiu drept, nu mai pot să fiu bun. Nu tot așa este cu Dumnezeu. Dumnezeu este singurul, și repet încă o dată, singurul care în același timp este și bun și drept. Și în același timp El este și rege și tată. Noi ca oameni nu putem fi așa, dar El pentru mine este regele meu, dar este și tatăl meu. Și de aceea, pentru că atunci când ai Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu te ajută să-i spui lui Dumnezeu Tată. Ori calitatea aceasta de a-i spune lui Dumnezeu Tată nu îți dă dreptul de a nu-L respecta ca rege. Dar El, repet încă o dată, El este singurul care poate performa în același timp două lucruri în antiteză. De ce? Pentru că El care este bun cu noi, este și drept cu noi în același timp. Și El poate să facă lucrul ăsta pentru că este Dumnezeu. Noi nu putem face lucrurile astea. Și atunci, sigur că le facem pe rând. Dar când ne uităm la El și ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, devenim tot mai mult asemenea Lui. Vedem că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, avea o relație specială cu Tatălui. Și Tatălui, adică Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, spune: acesta este Fiul meu prea iubit, de El s-a ascultat. De ce? Pentru că Iisus Hristos a știut că El trebuie să facă nu voia Lui, ci voia Tatălui. Și din relația aceasta, dintre Dumnezeu și Iisus Hristos, noi avem de învățat. Și vedem, Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos după ce noi oamenii l-am omorât, pentru că a primit jertfa Lui. Dacă jertfa Lui Hristos nu era perfectă, Dumnezeu nu L-ar fi înviat. Dar în momentul în care relația dintre cei doi au ajuns în impas pe cruce, cel disperat a fost Iisus Hristos și El a zis, acolo n-a zis Tatăl meu, de ce m-ai părăsit? A zis Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Deși înainte îi zicea Tată, întotdeauna tu mă asculți. Dar în același timp, Iisus Hristos se uită la Dumnezeu și îl vede în ambele poziții. Dar când Dumnezeu și-a întors fața de la El, El a fost disperat. Și de ce a trebuit Dumnezeu să întoarcă fața de la Iisus Hristos? Din pricina păcatelor noastre, care au tăbărât peste El, Dumnezeu n-a mai putut să-L privească. Și pentru un moment, lucrul acesta a fost, când noi vom fi așa de disperați după Tatăl nostru, cât o singură scăpare din vedere să ne ducă la disperare. Vedeți, noi trebuie să ajungem la relația aceasta cu tata și tata trebuie să fie capabil să ne dea o așa influență încât noi să avem de la el întotdeauna ceva de primit. Aș vrea să înălțați o rugăciune acum spre final pentru toți băieții care vor deveni tați, pentru toți tații care ar trebui să fie tați autentici, pentru toți ascultătorii noștri. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru felul în care Tu ai creat lucrurile, pentru felul în care Tu, în atot înțelepciunea și știința Ta, ai făcut lucrurile. Îți mulțumim frumos pentru că Tu l-ai creat pe bărbat, pe om, Tu ai creat-o pe femeie, fiecare are rolul lui și în economia Ta lucrurile funcționează perfect când oamenii Te cunosc pe Tine. Înălțăm această rugăciune către Tine, văzând criza în care se zbate societatea noastră și Te rog, Doamne, să ne ajuți să ne creștem copiii, băieții în perspectiva de a fi bărbați adevărați, în perspectiva planului pe care l-ai Tu, în perspectiva în care Tu, Doamne, ai vrut să fie bărbatul, să fie rege peste lucrurile pe care îl dai, dar să fie tată cu cei pe care i-ai dat. Doamne, ajută-ne să înțelegem mesajul acesta, să pricepem importanța lui și să facem ceva pentru ca societatea care stă înaintea noastră să poată cunoaște schimbarea. În final, Doamne, eu știu că nu putem face nimic pentru strămoșii noștri, dar putem face ceva pentru urmașii noștri. Ajută-ne să facem ceea ce trebuie. În numele Fiului Tău Te-am rugat. Amin. Am discutat
împreună cu prezbiterul Bisericii Baptiste Stânca, Liviu Negoe, despre tema aceasta, bărbatul ca lider, tată sau rege. Și mulțumim că până la urmă am ajuns la această concluzie, trebuie să devenim tați. Vă mulțumim pentru răspunsul la invitație, pentru învățăturile pe care ne-ați dat. Și eu vă mulțumesc și vreau să binecuvintez vocea Evangheliei cu tot ceea ce Dumnezeu poate să vă dea și de asemenea toți ascultătorii cu înțelepciunea care vine de sus și orașul nostru și chem puterea lui Dumnezeu pentru a binecuvânta locurile acestea după puterea lui cea mare. Amin. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la noi, într-adevăr, cu subiecte interesante și cred că încă mai avem de discutat despre acest subiect, așa că invitația este deschisă și data viitoare. Cred că vom continua, dacă sunteți de acord, tot despre bărbați. Da, da, este. Poate ajungem și la partea cu femeile puțin mai încolo. Este frumos, sigur, să vorbim și despre o parte și despre cealaltă și cred că ne ajută să putem să atingem ținta. Doamne, eu nu știu ce se întâmplă.
să fiu ancorat mereu numai de tine. Dacă tu mă chem, vreau vocea să-ți aud. Dacă eu te chem, vreau har ca să-ți vorbesc. Să